și am plecat cu plecăm cu cele 3 puncte. Te așteptai să fii introdus în joc atât de repede? Nu mă așteptam, dar cum o zic eu de fiecare dată, trebuie să fiu concentrat, că nu se știe când pot să intru. Poate se accidentează un coleg și trebuie să fiu acolo. Era 1-0 pentru Hermannstadt. Cum vedeai jocul de pe bancă? Cred că era o tensiune mare acolo la voi. Da, am început foarte prost, dar bine că am controlat jocul după aceea și am marcat. După aceea ați văzut că jocul a mers foarte bine și a marcat încă 2 goluri. Ce ți-a cerut Nicolae Dică în momentul în care te-a luat după gât înainte de a te introduce în teren? Să joc cât mai sus, să îmi împing echipa spre poarta adversă. Oricum ai început la închidere lângă Nedelcu chiar când ai intrat. Da, am început mijlocaș central și la pauză a făcut o schimbare în care am urcat mai sus. Spune-mi un pic cum e pentru tine această avalanșă de vești. De la 70 de milioane ți-a crescut clauza la 150 de milioane sau o să-ți crească? Cum privești tu lucrurile acestea, anunțurile acestea despre tine și că vei fi vândut pe sume foarte mari? Sincer, eu nu vreau să vorbesc despre asta. Nu eu nu pot să decid eu ce sumă de transfer o să am, dar eu trebuie să-mi fac treaba pe teren. Nu trebuie să vorbesc de sume. O să urmeze